ales o capodoperă. E atât de cunoscut, în primul rând îți asumi un fel de sinucidere. Trebuie să ți-o asumi, că toată lumea o să te critique, că cât e de important romanul și ce prostie ai reușit tu să faci. De altă parte, sunt niște teme care apar și care pe tine te preocupă. O piesă de teatru e un material dat și montez acea piesă de teatru. Cu posibilitatea, sigur, de a face decupaj, de a tăia. Romanul îți permite să gândești într-o dimensiune de scenariu. Să gândești scenele, ținând cont că tu faci, se spune că tu faci scenariu, să decupezi, așa cum se face și în film, și tu să alegi unde și cum ai vrea să proiectezi deci acele realități. Deci să creezi o piesă pe un material dat. Exact. Ceva. Ai o libertate, spun eu, mai mare. Dar ai avea libertatea asta la fel de mare dacă faci Hamlet. Nu mai trebuie să te ține să